Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem un silver chest care tocmai s-a terminat de deschis. Hai să vedem ce găsim în el. Aia nimic interesant, 2 rare și 13 comune. Hai să luăm și din tire, crown chesturile. Și avem 3 bucăți. Hai să vedem, am avut 4 gemuri acolo. Ok, din nou 2 gemuri. O epică și o grămadă de comune și de rare. 2 gemuri din nou și hai să vedem, un Dark Prince. Bun, cam atât cu chesturile. Hai acum să mergem la War. N-am mai făcut de mult un episod cu meciul la War. Și avem șansa de a trece linia de finish, pentru că mai avem nevoie de 600, mai puțin de 600, de fapt 449 de fame-uri. Și cred eu că le vom obține, chiar și dacă vom pierde toate meciurile, tot vom... Hai să facem și un trade, nu prea contează pentru că oricum avem toate rarele, dar mai câștigăm ceva star points. Așa că... Haideți să începem cu un meci la duel. Bun. Practic cu 2 victorii, 3 victorii ne trebuie de fapt. Sau chiar și cu 3 înfrângeri. Nu, cu 3, cu 4 înfrângeri tot vom strânge fame-urile necesare să trecem linia de finish și vom deschide și acel chest din pentru locul 3. Să începem cu arcașele din spate. Ok, trimitem acum Hog Rider-ul împreună cu Valkyra. Să tancheze un pic în față. Am nevoie de un freeze aici. Ok, binișor. Ar fi fost bun și un Eros pentru acea prințesă. Da, Eros care vine la fix și scăpăm atât de prințesă cât și de acel Goblin Gang. Hai să ne apărăm acum pe partea stângă. Și ieșim destul de bine. Avem un mic avantaj, 500 de hit points. Dar să sperăm că îl vom majora. Rămânem în apărare. Ținem de elixir, punem Tesla în centru. Și jucăm precaut. În continuare vreau să fim cu elixirul cât mai... nu prea am de ales aici, să trimit mini P.E.K.K.A. Probabil va pune Goblin Gang-ul. Am dat bine acel Prieros. Acum a pus Goblin Gang-ul. Trimitem și arcașele. Și o să ne dea ceva damage cu Barrel-ul. Da, ne-a dat destul de mult damage acolo, chiar. Încercăm un nou atac cu Hog. Valkyra. Și... să vedem... Dau un Eros totuși pentru beți. Ar fi trebuit totuși pus acel friz. Trimitem Tesla. Mai se pune și Valkyra aici. Ne luăm damage destul de mare pe turnul din stânga. Și hai să-l atacăm prin două părți. Să vedem cum se descurcă. Să dau aici un Eros pentru... Probabil va pune beți. N-a pus beții. Un hit dacă reușește... era bine un hit din partea Hog-ului. Ok, turnul din stânga e pierdut. Nu o să ne mai concentrăm pe el, o să încercăm să facem un atac cât mai rapid pe partea dreaptă. Dăm și un Eros aici. Și cred că reușim, da? Ca timp reușim să-i scoatem turnul înainte. Deși a jucat bine, dar trebuia dat mult mai devreme acea rachetă.
următorul deck. Hai să luăm... Băi, o să iau deck-ul cu Golem, pentru că și-a folosit deja Inferno Tower-ul. Și să vedem dacă are cu ce să ne oprească acest deck. Dacă nu, deck-ul cu balonul cum mi se pare mult mai mult mai bun. Și îl putem folosi. Punem și Zepis aici. Punem și Dark Scablinu. Hai să vedem. Trebuie să scoatem acel P.K. Ah, din păcate am pierdut pierdut Pandita. Am fi putut să o avem în viață. Nu reușea să ajungă pe turn. Dar n-am vrut să risc. Cred că e mai rău să luăm un hit din partea P.K.-ului pe turn decât să pierdem 3 elixir. Hai să vedem. Trimite și el Bandita. Nu prea am ce să opresc. De fapt, o să punem Zepis. Ok. Da, eu încă strâns scorul. Trimite și Flying Machine-ul. Scăpăm de Electro. Scăpăm și de acel Ghost. Fantoma Regelui. Bun. Încă suntem destul de bine. Și hai să trimitem Golemul pe partea stângă. A trimis și el pe ca o mare. Ok, probabil va da poison aici. Scăpăm de... Da, și putea un fireball. Puteam să prind și pe caul. Da, și vom pierde, din păcate, acest meci. Da, oricum, deck-ul cu balon e mult mai bun decât cel cu golem. Și pe asta am și mizat. De asta l-am lăsat la final. Ok, hai să vedem. Meciul de care pe care. Să vedem dacă reușim să-l învingem. Și eu cred că vom reuși. Hai să punem Goblin Cage-ul. Trimitem și Muschetira. Aș voi pune și Minionii pentru a elimina mai rapid acea Valkyră. Ok. Trimitem și balonul. Ei, aici aveam nevoie de acel Inferno Tower. Dar, din păcate, nu știu, poate doar dacă îi dăm un zap. Da, i-am schimbat targetul. Trebuia chiar un pic mai devreme dat acel zep. Da, o să așteptăm să avem din nou elixirul pe full. Punem minionii pentru Valkyră. Ok. Da, și ieșim bine din acest atac. Să ținem cont că are totuși Mega Knight-ul. Și probabil voi pune un... Nu, hai să-i trimitem Lumberjack-ul. Lumberjack-ul și balonul ar trebui să ajungă pe turn.
să reușim prin cage-ul aici. Ok. Să pun Inferno Tower-ul. Păstrăm Zeku pentru acei Skeleton, da? Și din păcate pierdem și noi turnul din partea dreaptă. Punem aici Goblin Cage-ul, dăm și un Inferno Tower pentru a scăpa de trimite balonul, ar fi trebuit să-l trimitem, dar îl trimitem acum. Intră în rage, dar n-am dat zap-ul, nu înțeleg de ce n-am reușit să dăm zap-ul. Punem din nou Inferno Tower aici, trimitem și Lumberjack-ul pentru muschetiră, dăm un zap. Punem și muschetira și ar trebui să trimitem balonul, dar nu avem suficient elixir momentan. Ok, o să dăm și un Hell Spirit aici. Ok. Suntem bine momentan. Încercăm acea schemă cu balonul. Trimitem acum și Lumberjack-ul. Punem din nou Inferno Tower. Să punem Goblin Cage-ul aici. Să punem și ok, băi, destul de greu acest match, dar trebuie să rezistăm. Și am greșit un pic acolo, dar să sperăm că balonul va rezolva match-ul. Excelent. Bun, câștigăm duelul, facem suficiente puncte încât să trecem linia de finish. Hai să vedem. Da, și reușim să obținem un cufăr de loc 3, pe care îl vom deschide chiar acum. Hai să vedem, avem 3500 de gold, poate 400 de minion horde, avem 100 de furnace, 12 bowler, 12 epice și o legendară. Băi, o legendară e mare lucru pentru un chest de level 3, cred că șansele sunt una din 3 să primim legendară. Și avem un Rem Rider. Un Rem Rider de care avem nevoie oricum. Și ne-a mai rămas un singur match pe care îl vom da, pentru că în 24 de minute se vor reseta din nou decurile și vom putea juca din nou, pentru că începe următoarea zi din War. Bun. Am ales un triple elixir battle. Hai să vedem cum scăpăm aici de acești porci. Bun, trimitem în față. Acel Elixir Golem și am pus 3 healeri. Băi, cu 3 healeri ar trebui să n-avem probleme. Mai punem un healer și încă unul cu mirror-ul. Și cred că meciul e deja câștigat. Nu prea mai văd ce se poate întâmpla astfel încât să nu obținem noi victoria. Bun, un meci rapid.
dar și norocos, pentru că ar fi putut să joace puțin altfel. A încercat să mă surprindă cu contraatac, cu pe partea dreaptă. Bun, și avem practic 4 victorii, ca fame-uri cel puțin, am reușit să adunăm toate fame-urile maximul pe care le puteam aduna într-o zi. Bun, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!